Bun găsit, stimați telespectatori! Sunt deosebit de încântat că în studio l-am pe un prieten, pot să spun, colaborator apropiat, pastorul dr. Florin Antonie, Biserica Genesis din Londra, Marea Britanie, cu care vrem să vorbim despre Israel. Bun venit la Credo TV! Mă bucur pentru încă o invitație, frate Iacob, Dumnezeu să vă binecuvânteze, ca de fiecare dată sunt omul onorat să vă fiu alături. Mulțumim Domnului pentru întâlnire. Acum, dacă nu era un evreu care să vorbească despre Israel, era mai credibilă toată problema asta, dar cum se face că nu am găsit neevrei cu care să discut tema asta atât de importantă? 75 de ani de la reînființarea statului Israel. Ca o lovitură de gong, aș putea spune, pentru creștini în general, pentru că se apropie sfârșitul generației. Așa este. Intrăm în subiect. Aș vrea să pornim de la deliciul pe care mi l-ați provocat și cred că nu numai mie, prin organizarea unei conferințe exact în 14 mai 2023, când s-au împlinit 75 de ani. Cum ați avut ideea aceasta? Cum ați găsit invitați de lux, să zic așa? Și cum ați fost musafir în propria biserică? Vă mărturisesc că ideea nu mi-a împărținut în totalitate mie. Ea a fost aruncată pe masa mea și ni s-a adus aminte că ar trebui să facem, să dăm cinste lui Dumnezeu pentru că l-a ales pe Israel. Și atunci am rezonat și am zis, da, trebuie făcut. Și abia apoi m-am uitat pe calendar. Cum Dumnezeu a pregătit toate lucrurile. 14 mai, într-o zi de duminică, 75 de ani, ceea ce este un număr, o cifră simbolică pentru ori, cred că nici nu mai trebuie făcută introducere de text aici. Apoi am pus mâna pe telefon și mi-am sunat prietenii. Amir mi-a răspuns în 3 secunde. Vin, atât mi-a spus. Vin neapărat. Baruch, pentru că de la el, Baruch Corman, doctor Practic, Baruch Corman. Ideea, scuzați, invitației față de ceilalți doi colegi de slujire. Ideea incipientă, trebuie să le dăm credit pentru lucrul acesta. Ideea incipientă a venit pe filiera Love Israel. Love Israel este doctor Baruch Corman, care are și o emisiune la Credo TV. Da, s-a gândit dacă putem avea o idee în această direcție. Eu am rezonat imediat cu ea, am luat legătura cu Amir, prietenul meu, zic, haide să ne... invitația lui Amir Sarfati a fost a dumneavoastră? A fost a mea, pentru că ne-am gândit, dacă tot o idee extraordinară. Păi nu puteam să avem acolo, fiind Israel, decât 3 evrei mesianici. De ce? Pentru că am vrut să arătăm lumii unitatea Israelului acum. Mă bucur că s-a realizat. Pentru că România, să știți că este pusă la loc de 500 pe harta lumii. Nu s-a făcut niciunde în altă parte. Au fost doar sporadic câte o mică amintire pe aici, pe acolo. Dar mă bucur că poporul român a îngăduit ca în limba română, mă rog, și în limba engleză și în limba română, să se transmită, să fie un broadcast de largă audiență și să arate că România încă iubește Israelul, că și aduce aminte de începuturile lui Israel, nu uitați că de la Focșani a plecat mișcarea sionistă, poate puțin. Și din Iași-Hatikva, nu? Și din Iași-Hatikva, 1877. Deci cântecul național evresc. Este imnul de stat, da. Naftali Herzimber a fost la Iași când a scris Hatikva, iar linia melodică este scrisă în Bucovina. Așadar, multe elemente arată unitatea dintre poporul român și poporul israelian, dintre credincioșii mesianici din România sau care s-au născut pe teritoriul României, dar au etnie evrească. Și atunci ne-am gândit să-i aducem împreună, să mergem acolo ca și invitați. Eu am fost invitat la această conferință, nu am fost organizatorul. Organizatorul a fost Vocea Creștinilor. Ei au avut bunăvoința să pregătească tot. Logistica a fost una colosală, a trebuit să aducem forțe impresionante de securitate pentru că au fost prezenți oameni de calibru, nu putem să le dăm, nu avem voie să le punem numele sau, mă rog, poziția socială, dar a fost un deliciu pentru public și bucuria mea expresă nu a fost doar pentru Israel, ci a fost pentru poporul român, pentru că s-a remarcat pe harta lumii ca un popor care iubește Israelul,
ca un popor care știe linia profetică, care înțelege că trăim ultima generație și a vrut să dea cinste lui Dumnezeu pentru că împlinește lucrurile, în speță Ezechiel. Haideți să vă spun ceva legat de 14 mai în viața mea. A trebuit să fiu cu soția 2 săptămâni la Oradea, grija nepoților, copiii fiind plecați din țară 2 săptămâni. I-am venit de la o conferință de misiune de la Hunedoara și de acolo am venit la Cluj, aici unde realizăm ce realizăm. Dar fiind liber acolo, fiind invitat, vorbind cu cineva cu responsabilitatea eclesiastică, zice, ești liber după masă, îmi fac liber. Ce temă, vii la biserică, nu o să dau numele. Da, slujesc, dar ce temă? Ce vrei dumneavoastră? Sau ce vrei tu? Și m-am gândit la Israel 75 de ani. Și aveam PowerPoint, și aveam, mă rog, imagini și material. Dar după aceea mi-am dat seama la fața locului că nu era tocmai pregătit. Și asta e, din nefericire, aceasta este atmosfera generală. Nu erau pregătiți pentru astfel de temă și am mers la una mai... mă rog, mai la îndemână, cum transformăm biruința de la botez, urma să aibă un botez în apă, în biruința finală a vieții. Așa. Deci, revenind, e un regret totuși, chiar dacă s-a făcut cu o pasăre, nu se face primăvara, așa, ați făcut conferința asta și încă o dată jos pălăria, încă noi nu ne dăm seama de datoria noastră față de poporul evreu, a creștinilor în general și, mă rog, a românilor în particular. Oare de ce această amnezie? Că nu era voință. De exemplu, haideți să mă mărturisesc că cei care urmăriți Credo TV ați observat deja. Eu însumi nu am programat emisiuni pe tema asta atunci, am 14 mai. Nu știu cum mi-a scăpat lucrul acesta, deși aveam și în arhivă și puteam să facem altele noi. Oare de ce se petrece această acoperire a subiectului Israel și a datoriei creștinilor față de Israel? Ce opinie aveți? Înainte de a răspunde la această întrebare, permiteți-mi să creditez, practic, finul rafinament pe care îl aveți cu privire la Israel. Sunteți un iubitor al poporului evreu, al evreilor mesianici, avem o densitate mare la emisiunile dumneavoastră. Și vă mulțumesc în numele etniei evreiești și a Domnului Iisus, pentru că cei ce îl binecuvântează pe Israel, este scris, vor fi binecuvântați. Cei ce nu îl binecuvântează, e problema lor. De aceea trebuie să recunoaștem public și nu doar să recunoaștem, să vă mulțumesc în numele tuturor, pentru că dumneavoastră, ca și realizator, ați fost mereu un om care a rezonat cu Israel și v-ați dovedit iubirea pentru... nu doar pentru acest popor, ci mai ales pentru profeția biblică care îl ține în vedere. Există într-adevăr o amnezie oarecum generalizată. Vă spun de unde ni se trage. Pe de o parte, rădăcinile sunt mai profunde decât le-am conștientizat. Există o influență în teologia lumii, din întreaga lume, care nu a rezonat bine cu ideea de Israel. Și și-a propagat oarecum învățătura peste timp, peste spațiu, în biserici. Sunt mulți oameni care nici măcar nu știu că au o ideologie oarecum neconformă. Total neconformă unul dintre ei, da. Dar nu-i putem învinovăți. Vorbesc aici despre teologia înlocuirii în limba română, replacement theology pentru cei care vorbesc limba engleză, care consideră că Israel nu mai este parte din planul lui Dumnezeu. Și am să vă și spun că este o ideologie care vine de la părinții bisericii. Apropo, cunoașteți foarte bine scrierile, pentru că sunteți un rafinat predicator și cititor al textelor vechi, cunoașteți teologia promovată de Martin Luther. Ați mers departe, haideți să mergem mai la început. Da, merg înapoi, da, vreau să dau doar un exemplu pentru telespectatorii noștri. El are elemente antisemite fățiși, nici nu se mai chinuie să le ascundă. Dar dacă mergem înapoi în timp, ajungem în vremurile lui Origene, unul din părinții bisericii, acum... pentru cei care poate... Permiteți, dacă ați atins subiectul ăsta, ca să nu mai revenim. În lucrarea Mein Kampf,
Hitler vorbește despre impactul poziției lui Luther față de evrei asupra propriei sale lupte, nu doar în domeniul ideilor. Citat, Luther a fost un mare om, un uriaș. El a străpuns dintr-o lovitură întunericul. L-a văzut pe evreu așa cum noi abia acum începem să-l vedem. Eu fac ceea ce biserica face de 1500 de ani, însă mult mai temeinic. Altul a spus, Dr. Martin Luther s-ar afla astăzi în locul meu pe banca acuzaților dacă această carte ar fi luată în considerare de acuzare, pentru că în cartea Von den Juden und ihren Lügen, despre iudei și minciunile lor, Dr. Martin Luther a scris că evreii sunt pui de năpârci, că sinagogile lor ar trebui arse, iar ei nimiciți. Exact aceasta am făcut noi. Din știri din Israel, din 2013, pagina 6, citat. Da, foarte bună observație. Cel care a afirmat lucrul acesta a fost unul dintre liderii de propagandă. A lucrat sub Joseph Goebbels. Julius Streicher. Da. Și declarația aceasta este făcută la Curtea Internațională de atunci de Justiție, care i-au judecat pentru crimele împotriva umanității, și asta a fost într-adevăr scuza lor. Domnilor, noi nu facem nimic altceva decât ceea ce face biserica. Au încercat să scuze, practic, acțiunile demonice, aș spune eu, prin ceea ce făcuseră părinții bisericii. Și tot chiar ați vrut să mergeți la acel început. Da, Origene este rămas în istorie și în filozofie ca fiind cel care a adus această, între ghilimele, artă a alegoriei. Ce este alegoria? Tot felul de... Deci interpretarea biblică sub formă alegorică, simbolică. Da. Simbolic, figuri de stil și așa mai departe. A nu se înțelege că nu conține și alegorie Biblia. Domnul Iisus folosește pilde. Matei 13 este doar în pilde scris. Dar dacă nu avem rafinamentul să înțelegem exact ce spun aceste pilde, vom fi condamnați să facem niște greșeli impardonabile care s-ar putea să îi coste pe mulți veșnicia. Origene a venit cu această idee a alegoriei. Sunt mulți părinți ai bisericii, Irineu, Tertulian și așa mai departe, care au un discurs totalmente antisemit. Iată de exemplu un citat. Evreii, rugăciunile lor și psalmii lor sunt în această combinație ca behăitul unor măgari, ca răgetul unor măgari. Toate acestea au fost elemente totalmente antisemite, printr-o pledoarie directă sau indirectă de exterminare a evreilor, de scoatere lor din societate, care s-a perpetuat în biserică. Totul a culminat cu restricționarea accesului public la sfintele cărți. N-avea voie decât un preot să facă lucrul acesta, astfel încât oamenii nevinovați trebuiau să asculte pe preot și să ia ca atare, ca și cum vine de la Dumnezeu. Ajungem în perioada lui Augustin, mulți îl numesc Sfântul Augustin, care prin poziția sa socială extraordinară la curtea imperatorului, fiind angajat al statului, n-a putut spune că vine Domnul Iisus ca să împărățească și efectiv. Crezând că, pentru că creștinismul a fost recunoscut, gata, începe mii de ani atunci. Exact, începe mii de ani, nu putea să spună... N-avea unde să mai bage Israelul. Corect. Și era politically incorrect să mergi la împărat, să spui, mai vine unul cu o împărăție mult mai bună ca a ta, împărăția neprihănirii care să-ți distrugă împărăția ta. Și atunci el a venit cu o găselniță din asta, tipic, aș spune eu, latino-balcanică. Și anume că Dumnezeu vine într-adevăr, dar va împărăți în inimile noastre. De ce am menționat acest aspect? Pentru că veți vedea această notă de subsol perpetuată mereu în bisericile, inclusiv postmoderne, și anume că Dumnezeu îl chemă în inima mea, el domnește în inima mea. Cumva punem accentul greșit. Inclusiv prin traducerea tendențioasă a Bibliei, că asta a format generații întregi, dacă vreți să ne spuneți despre asta. Din nefericire, așa s-a întâmplat, aveți perfectă dreptate, pentru că acolo termeni precum Israel ca și stat au fost înlocuiți cu aluzii cu privire la Israelul sau, spiritual, biserica sau, fiind sau chiar Israelul dacă spiritual. Nu s-a tradus în text, titlurile care nu sunt în text original, binecuvântările pentru biserică, și acolo era vorba de binecuvântările pentru Israel. Da. Când King dacă James era vorba traduce, de blesteme sau de lucruri negative în perspectivă, astea erau al lui Israel, deci lucrurile erau clare. Da. Dumneavoastră vorbiți despre traducerea King James. Da. Este cea mai celebră traducere a Bibliei pentru că este considerată una dintre cele mai acurate, cele mai exacte. Doar că diferența a apărut nu în traducerea însăși, ci în undeva în secolul 12-13 au apărut numerotările și separarea textului în capitole și versete.
Apropo, pentru telespectatori, poate nu știu mulți că dacă vă uitați în Tanahul original, în Tora și apoi le luați la rând, nu există nici măcar spațiere între cuvinte. Sunt litere înșirate una după alta, fără spații, fără punctuații. Și atunci, pentru ușoară citire, s-au numerotat, împărțit în versete, în capitole și s-au pus niște subtitluri pentru ca preotul care citea să aibă o instrucțiune asupra privirii de ansamblu a textului. Practic, îi se prescria, îi se coordona ce urmează să spună. Și, într-adevăr, acolo unde sunt, de exemplu, în Deuteronom, unde ni se spun binecuvântările lui Israel, sunt spuse binecuvântări, subtitlul este binecuvântările adresate pentru biserică. Deci este vorba despre Israelul fizic. Când era vorba despre blesteme, acolo scria blestemele care au fost date lui Israel. Și atunci preotul își prelua subtitlul și citea lucrurile acestea. Au fost, într-adevăr, componente dintr-o rețetă a dezastrului, pentru că, dintr-o dată, acest popor numit poporul lui Dumnezeu, și dacă îmi permiteți, frate Iacob, doar vreau să vă citesc un text care nu poate fi trecut de nimeni, pentru că este declarația de facto pe care o dă Dumnezeu cu privire la sine însuși, cu jurământ, și nu cred că ar trebui să aibă nimeni îndrăzneala să o conteste. Țineți minte aceste lucruri, citesc din Isaia 46, versetul 8, și fiți oameni. Așadar ne adresează tuturor. Versetul 9. Aduceți-vă aminte cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul, eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Și apoi ne spune ce-l califică pe el să fie Dumnezeu și nimeni altul să nu fie ca el. Versetul 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ceea ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi duce la îndeplinire toată voia mea. Nu parțial, nu alegoric, ci toată voia lui. Și apoi ne spune cum o va duce la îndeplinire, iar la final, versetul 13, eu mă apropii neprihănirea și mântuirea mea nu va zăbovi. Mare atenție, că aici este chintesența, eu voi pune mântuirea mea în Sion, adică în Ierusalim, și slava mea peste Israel. Aici este vorba despre o locație, vedeți, geostrategică atât de exactă, încât îți dă și județul, îți dă și municipiul și orașul și cartierul și blocul din cartier unde se întâmplă lucrurile. Iar în Ieremia 31, 35 la 37, Dumnezeu spune, așa vorbește Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea și face valurile ei să urle, el, al cărui nume este Domnul oștirilor sau Domnul armatelor. Dacă vor înceta aceste legi dinaintea mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea mea. Așa vorbește Domnul, dacă cerurile sus pot fi măsurate și dacă temelile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și eu pe tot neamul lui Israel pentru tot ce a făcut, zice Domnul. Deci lucrurile par a fi clare în Biblie, doar asta ar trebui să fie trimis așa ca o notă de subsol tuturor inamicilor noștri, statele arabe și așa mai departe, ca să nu-și mai consume rachetele, da, să tragă peste Ierusalim sau da, dar Tel Aviv, și celor care soare. Trag cu rachete spirituale. Și acestora din urmă. Pentru că nu știu cum interpretează domniile lor 1 Corinteni 10 cu 32. Da. Să nu fiți pricină de potignire nici pentru iudeu, nici pentru grec, nici pentru biserică. Și asta a spus apostolul Pavel la an după evenimentele morții, învierii, coborârii Duhului Sfânt și așa mai departe. Deci, în teologia înlocuirii se spune că de la cruce încoace există doar biserica, cei mântuiți și cei nemântuiți. Israelul iese din ecuație. Cumva s-a ajuns la această concluzie care nu are niciun fundament biblic, frate Iacob, și mă doare sufletul că, în special în zona baptistă, Biserica Pentecostală, care crește, și vă felicit pentru că ea crește foarte mult în România, 2,5%, ceea ce arată o lucrare, că nimic nu crește dacă Dumnezeu nu sădește și nu udă. Duhul Sfânt, prin ajutorul Duhului Sfânt, se mulțea o anumită biserică. Dar mă doare pentru ai mei, pentru baptiști, pentru că, uite, scădem la număr. Unul din argumente ar putea fi și câteva rădăcini ale teologiei înlocuirii care sunt acolo. Eu am fost într-o biserică în zona Oradea și am ajuns la un mic conflict cu un pastor tânăr care a vorbit despre Biserica Domnului în care e inclus Israelul.
Și am spus, tinere, pentru că se pare că accepți teologia înlocuirii și că Israelul ca națiune, eu nu zic că evreii mesianici nu fac parte din biserică, așa? Deci, pentru că nu înțelegi lucrul ăsta, s-ar putea să nu ai parte de binecuvântare de mulțirea bisericii. Deci, se strecoară fără să vrei o astfel de... Da, nu lăsăm vinovăți în mod direct pe respectivul tânăr. Da, sigur. Este vorba despre linia de curriculum care vine și li se dă în seminarii. Este o generație tânără căreia îi se dă un tip de informație, dar care nu mai este sincronizat cu vremurile, cu timpurile noastre și mai ales cu stilul nostru de a o percepe. Pentru că orice cititor, aș spune neprofesionist, adică neșcolit pentru a fi pastor, pentru a fi editor, pentru a fi realizator, pentru a fi un învățător de masă. Orice astfel de om simplu, dacă citește Ezechiel 37 și vede că acolo este scrisă o profeție care s-a împlinit cu o precizie chirurgicală, un popor care nu era popor, care nu mai avea o limbă, nu uitați, în anul 585, înaintea erei noastre, apropo, de ce numesc eu, tot fac acest disclaimer, de ce zic înaintea erei noastre și nu înainte de Hristos? V-am criticat, dar mi-ați explicat că, de fapt, zicând înainte de Hristos sau după Hristos, înseamnă că Hristos ar fi fost chiar conform datării era noastră sau înaintea erei noastre. Da, ori da. Există o aproximare de vreo 4 ani, și 4 până la 9 ani, spun unii, și atunci, folosind era noastră, deci datarea umană cu privire la Hristos. Precis, da. Îi dăm toată cinstea Domnului Iisus Hristos pentru că El este, de fapt, reperul tuturor lucrurilor. Dar 2022 nu spune că după Hristos, ci ar fi 2026? Da, pentru că lucrurile sunt decalate. Și atunci, dacă ne uităm în momentul în care ei pleacă în Babilon, vorbesc despre poporul Israel, ei și-au pierdut limba. Din momentul acela au adoptat o limbă care nu este limba arameilor, limba aramaică, limba neamurilor. Ceea ce este ciudat este că în cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că le voi da din nou o limbă. Păi se întâmplă... unul din miracolele, Ben-Yehuda, da. Reînvierea limbii ebraice. Da. Deci, Ben-Yehuda a pus din nou această limbă ebraică veche, nu aramaică, nu idiș, ci este limba ebraică, desigur. Deci limba profeților, limba Bibliei este. Asta, limba Bibliei. Asta se vorbește, în Israel în momentul acesta, din 1948 încoace. Desigur că mulți poate vor contesta cum ați putut voi să o faceți. Fiecare din ce zonă a venit are un accent specific. Ca la noi în țară, moldovenii au limba română cu accent moldovenesc, ardelenii cu accent ardelenesc, oltenii cu accent oltenesc, dar e aceeași limbă. Asta ar trebui să înțeleagă, că sunt unii care ne zic, domne, dar am auzit că ei folosesc cam un fel de fonetică, alții folosesc una, alții folosesc un mic dialect aici. V-am dat explicația, ca și la noi, la români, dar e limba veche. Gândiți-vă, ce popor ar mai, că eu mă uit la români care sunt plecați de 5-6 ani și care au uitat să vorbească românește în Occident. Să mă ajute Dumnezeu să nu uit niciodată această frumoasă limbă pe mine, că amin. Eu consider că ar fi o dovadă că am pierdut mintea. Că cine își uită limba a uitat practic... Oarecum. Oarecum, da. Ce am vrut să spun? E un miracol că acest popor s-a reîntors acasă. E un miracol că s-a reunit ca limbă. Vreau să vă mai dau un exemplu. Revigorarea economică, deja ați vorbit despre ea, este incredibilă. Păi uitați-vă că dacă mergem în Israel, ceea ce acum 75 de ani a fost doar un deșert, Mark Twain vorbea despre cactusul care, deși era în mediul lui natural. Și unii spun că profeția de, nu mai știu, Exodul sau că va veni un om care va vorbi, ar fi fost chiar... S-ar putea chiar el. Pentru că el face o descriere extraordinară în care... A pustietății. Vorbește despre cât de arid și de pustiu a fost acest, pentru că s-a împlinit, apropo, și prin pustietatea care a fost atât de mare, acea profeție care a spus, dacă nu mă veți crede, vă voi depărta de aici, iar țara se va transforma într-o țară în care pământul și cerul vor fi de fier și de aramă. Nu va mai da nimic, că nimic nu crește în fier și în aramă. Interesant este că dacă mergeți acum, este singurul stat din lume care și-a înlocuit solul, produce pământ.
și își recopertează solul. Au dus vagoane de pământ cu cernozeum, cernozeum din România. Da, pentru că au știut exact ce vor, pentru că era o profeție scrisă. Uitați-vă, nu vreau să fac aș spune o închinare la poporul evreu, pentru că eu iubesc și România. Fără poporul român nu era posibil. Dumnezeu a lucrat prin România. Focșani a fost locul unde mișcarea sionistă a luat decizia să mergem și să împlinim. Imnul de stat, 1897, Herzl a zis, da, după 5 ani, nu, dar după 50 de ani vom vorbi despre o nouă patrie iudaică, evreiască, și într-adevăr după 50 de ani a fost... Unul dintre cele mai cunoscute, apropo, poeme care rămân pentru generația, din nefericire, care îmbătrânește acum, spune cam așa: de la Focșani a plecat idealul nostru, de la Focșani a plecat profeția care se împlinește. Focșani, România. Așadar, ar trebui noi ca popor român, că m-am născut aici și eu țin și cu poporul român, ar trebui să fie o mare bucurie că se asistă la această revigorare. Uitați-vă la laureații premiului Nobel. 25% dintre ei sunt evrei. Și sunt o treime de procent. 0,02% din populația lumii. 0,2% din populația lumii. De aceea vă spun, Dumnezeu chiar binecuvântează. Și dacă vă puneți lângă sau binecuvântați pe acest popor, vă spun că veți avea parte de binecuvântare, pentru că este scris: pe cei ce te vor binecuvânta, îi voi binecuvânta eu, pe cei ce te vor blestema. Că m-am gândit că totuși mă consider un om binecuvântat, un bunic, un soț, un tată. Pentru că iubiți pe evrei. Și am ajuns la concluzia că și din... Pentru că, dar asta se vede, frate Iacob, noi v-am analizat tot mai atent și tot mai atent. Se vede în discurs. Oamenii binecuvântați, dacă vă uitați, atât în peste ocean, cât și în Europa, sunt aceia care l-au binecuvântat pe Israel. Popoarele care îi urăsc pe evrei, tot la coadă, tot cu probleme. M-a mișcat și m-a speriat într-un fel. Eu știam că au fost probleme, a fost holocaust în România. Apropo, în chiar perioada aceea în care Adrian Năstase era prim-ministru și astăzi a zis că n-a fost holocaust în România și mâine, nu mai știu exact anul, peste două zile a spus că a recunoscut că a fost holocaust în România, știam că a fost. Și Nelu Pea, un pastor care a fost pe la Credo TV, acum e prin America, ne-a invitat. Noi eram colaboratori pe linia asta legată de Israel și nu doar, și pe evanghelizare misiune, să avem o întâlnire cu evrei ortodoxi, cu reprezentanța unor evrei ortodoxi în București, pentru a ne cere iertare pentru ce s-a petrecut în România. Fusese o secetă, deci de săptămâni, dacă nu de luni, în România atunci. Între timp a venit recunoașterea de la Guvernul României că a fost într-adevăr, dar nu știam de amplitudinea care dumneavoastră ați menționat-o la conferința asta din Londra. 387.000. E incredibil ce s-a întâmplat în Transnistria. Dar vreau să închei doar acel punct. Ne-am cerut iertare, a dat Dumnezeu o ploaie după masa aceea în București și peste România, incredibilă. Deci, mare atenție, noi avem încă o problemă și ar trebui, cred că, să ne cerem iertare de la Dumnezeu. M-am tot întrebat de ce a ajuns România unde a ajuns. Pentru că sunt mulți. A ajuns și din cauza celor 200, 400, oscilează numărul. Sunt 387 de mii de suflete care au fost identificate după nume, prenume și părinți. Îngrozitor. Și până la 600 de mii, diferența, nu sunt identificați. Nu știe nimeni cine au fost, pentru că unii au fost luați cu fulgi, cu tot, cu acte. Din nefericire e trist, pentru că e o emisiune de televiziune, nu pot să fiu foarte grafic în exprimare, dar vă spun doar atât. A fost o problemă când s-a scris în limba română este soluția finală pentru populația iudeilor. Apropo, cuvântul jidan vine de la iuden, care însemna iudeu. Știți că era folosit peiorativ așa titlul acesta. S-a pus problema
că e prea scump să-i execute, pentru că la început nu aveau gazul acela. Costă prea mult glonțele. Și glonțele prea multe, da. Da, ce, modul în care i-au ucis este oribil. A fost brutal. Și în Transnistria se pare că au fost împinși mulți. Nu știm cifră, sunt date oficiale. 387 de mii certificați deja. Cine a certificat acest lucru? Sunt Institutul de Cercetări al Holocaustului, care are una dintre branciurile principale la Yad Vashem, acolo este și muzeul Holocaustului. Am vizitat și eu Yad Vashem, da. E groaznic și copiii uciși în lume. Și... Da. În Transnistria, apropo, marea majoritate a celor care au fost identificați au fost copii. Mare parte din acest număr sunt de copii executați aici, în Transnistria. Groaznic. În Roman 3 și 4 se spune: și ce dacă unii s-au înduit? E vorba de evrei. Necredința lor va anula ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și orice om să fie găsit mincinos. Haideți să abordăm puțin care sunt păcatele, nu în ghilimele, fără ghilimele, ale teologiei înlocuirii. Printre altele, deja am subliniat, deci un atentat la adresa lui Dumnezeu, ca și cum nu și-ar respecta credincioșia. Și poate că ar fi bine și interesant să aducem în discuție Geneza 15. Da. În Geneza 15 se petrece un lucru pe care foarte puțin creștini îl înțeleg, chiar și pastori, unde Avram îi pune la îndoială credincioșia lui Dumnezeu și zice: și de unde voi ști că îmi vei da țara? Mm. Și atunci Dumnezeu zice: ia niște animale, treci printre animale, adică nu, ia niște animale, și era un ritual care e redat acolo în Ieremia 34, dacă bine rețin. Da, trebuia rupt în două trebuia tăiat în două, pentru că Dumnezeu, ca să-i dovedească lui Avram că își va ține cuvântul, că se va dovedi credincios, a intrat în cel mai serios angajament, legământ dintre oameni, când se trecea printre animalele despicate. Da. Și unul și altul trecea și spunea, așa să se facă trupului meu dacă nu voi respecta legământul cu Florin Antonie. Antonie trecea și zicea: așa să se facă trupul meu dacă voi respecta legământul cu Iacob Berlian. Și apoi treceau împreună ținându-se de mână. Asta n-am știut. Dacă îmi permiteți, cele două bucăți de animale erau puse una în fața celelalte, apoi cei doi. Se făceau un culoar al sângelui. Da, exact. Făceau ca un opt, așa, printre și strigau împreună un jurământ. Partea interesantă este că Dumnezeu l-a lăsat pe Avram să doarmă și a rostit pe sine însuși, și pe numele lui. S-a angajat el însuși și în dreptul lui Avram. De aceea, într-un fel, Dumnezeu nu ne obligă pe noi creștinii să intervenim față de Israel, nu ne obligă prin porunci explicite, pentru că El însuși s-a angajat irevocabil acolo. Ei, deci, cum ați spus, Avram n-a trecut printre animalele despicate, doar Dumnezeu, zice, niște flăcări cad dintr-un cuptor, a trecut printre animalele despicate, versetul 17 din Geneza 15, și Dumnezeu a făcut legământ cu Avram în ziua aceea. E foarte clară legătura și, cum spuneam, dacă se merge la trimiterea din Ieremia 34, zice: ați făcut legământ cu mine, voi, căpetenii lui Israel, trecând prin părțile unui vițel, așa, și nu v-ați ținut legământul. Și a trebuit Domnul Iisus să plătească la Golgota pentru inclusiv nerespectarea și, în primul rând, pentru nerespectarea legământului de către Avram și urmașii lui. Corect. Dar ați menționat foarte bine că sunt anumite elemente ca niște păcate, hai să le spunem așa între ghilimele de rigoare, pe care teologia aceasta înlocuirii le face. Unul dintre ele este chiar acest aspect. Nu ține seama de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut prin sine însuși. Aș spune că cel mai mare, și nu mă feresc de cuvinte, este să-L declare mincinos pe Dumnezeu. Teologia înlocuirii nu face altceva decât să-L declare mincinos pe Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte, în emisiunile noastre, mai ales cele despre linia profetică, am abordat și am spus exact același lucru. Profeția este declarația de facto a lui Dumnezeu că El se va ține de cuvânt. Ne-a spus dinainte ca să ne arate tocmai că El este Dumnezeu. Nu este un cititor în globul de cristal, un cititor în stele, ci pur și simplu... El a spus sfârșitul de la început, Isaia 4:6-10. Ne-a arătat planul lui și și-a executat planul ad literam. Când am spus lucrul acesta, sub steagul Israelului, eram împreună cu cei trei, Amir m-a strâns așa de mână, oamenii n-au văzut de cot. A simțit efectiv, mi-a spus după aceea Amir Sarfati, zice: am simțit cum... Dumnezeu ne vorbește tuturor în momentul acela prin această idee. Eu am
decis care este planul, vi l-am prezentat, eu îl execut, planul acesta, nu omul, eu îl execut. Se implică biserica, nu se implică, el biserica va executa. Este chemată să trezească gelozia lui Israel, dar v-am dacă n-ar face, da, Dumnezeu tot merge înainte. Da. V-am citit din Isaia 46. Da. Atâta vreme cât Dumnezeu ne-a spus profetic că El își va ține mântuirea în Sion, în Ierusalim și slava Lui va fi peste Israel, teologia înlocuirii, negând lucrurile acestea, nu face altceva decât să-L declare mincinos pe Dumnezeu. Și dacă îmi permiteți, frate Iacob, priviți aici în istoria aceasta sinonimă. Vă aduceți aminte, în episoadele precedente noi am vorbit despre sincronizarea istoriei. Când omul a căzut, Satan a venit și s-a adresat Evei prin aceste cuvinte. A zis Dumnezeu? Oare? Oare? Na, ca adevărat nu veți muri. A zis Dumnezeu asta? Practic, dacă vă uitați la dinamica textului, el îl declară mincinos pe Dumnezeu. Singura șansă, pun între ghilimelele de rigoare, noi știm că Satana n-are șanse, planul e scris deja, dar singura șansă pe care el crede că o are este să-l convingă pe om că Dumnezeu este mincinos. Și cum o poate face? Alterând și violând linia profetică, pentru că atunci când Dumnezeu a declarat un lucru, el nu-și mai schimbă declarația. El a spus, eu pe mine jur că asta se va întâmpla, asta mă, de fapt mă declară pe mine ca fiind Dumnezeu, faptul că vă spun dinainte ce va fi și faptul că eu execut planul meu ad literam. Dacă noi alterăm și violăm acest aspect, înseamnă că îi luăm lui Dumnezeu distinția lui și detaliul care îl caracterizează. Atentăm la caracterul și persoana ființei supreme. Asta este un citat din... ajutați-mă. Nu rețin, eu am aici niște notițe, dar... Cred că Derek Prince a spus. Derek Prince. El a vorbit la un moment dat de lucrul ăsta. Atentatul care se face la persoana, la persoana și caracterul lui Dumnezeu. De ce am vrut să menționez asta? Ca să îi responsabilizez pe tinerii precum cel despre care vorbeați. Ei fără să-și dea seama. Nu i-aș arăta cu degetul, dar fără să-și dea seama. Urmând o teologie prost scrisă, ajung să se facă vrăjmaș lui Dumnezeu și vom răspunde pentru astfel de lucruri. Îl vom declara mincinos. El a spus, pe Israel l-am numit întâiul meu născut. Apropo, ca să închidem și acest aspect sau capitol, ca să nu fim acuzați că îl slăvim pe Israel și nu pe Dumnezeu. Textul din Geneza, capitolul 12, și toate celelalte, care prezintă chemarea lui Avram, nu insinuează ideea că Dumnezeu l-a văzut pe Avram și s-a dus la el și a vorbit. Gramatical, dacă îl citim în limba ebraică, ne arată că Dumnezeu, sau insinuează că Dumnezeu s-a dus la mult mai mulți. Doar Avram a răspuns chemării lui. Aici e o chestiune care ar trebui analizată și le recomand, măcar ca și titlul de curiozitate, să cercetezi acest aspect. Pentru că asta i s-a considerat dreptate, îndreptățire sau neprihănire. În limba română, cumva, adaptarea e un pic exagerată. Acolo cuvântul e îndreptățire. A fost îndreptățit să fie întâiul născut. Ceea ce i-a dat o responsabilitate specifică, conform legământului, i-a dat un rol specific. O binecuvântare specifică pe care o are doar întâiul născut, nu al doilea, nu al treilea. Chiar și Evanghelia e întâi pentru evrei și apoi pentru... Nu uitați că biserica a avut pentru prima dată evrei, toți au fost evrei. Abia Cornelius începe să prindă și să... Mai avem 10-12 minute din prezent episod, vom mai merge încă într-un... Foarte repede a trecut timpul, e fascinant acest subiect. Una dintre cele mai demonice atacuri asupra evreilor este, eu nu sunt chiar edificat și vă cer sprijinul, afirmația că actualii evrei din Israel nu sunt de fapt evrei, ci cazar sau așa cazar, ceva. Da. Puteți să ne vorbiți puțin despre problema asta? Permiteți-mi să-i dau o componentă spirituală și apoi vă răspund direct sigur, la întrebare. Sigur. Când Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ, dacă vă uitați cu atenție la ispitirea sa de către Satana, ispita a fost țintită asupra identității lui. Întotdeauna asta este peceta pe care și-o pune Satana. Îți va contesta identitatea.
Amir chiar a făcut o glumă, Amir Sarfati chiar a făcut o glumă în fața tuturor, zice, toată lumea pe noi ne acuză că suntem mafioți, că suntem cazari. Și m-a tras de sacos, zice, ia uitați-vă la omul ăsta, arată mafiot. Eu m-am cam fustăcit așa, că zic, mă, ce-o vrea să zic? Chiar așa, el a vrut să o dea bine, dar felul în care a spus-o, da? Ni se aduce această acuzație că poporul Israel a dispărut de mult, că cele 10 seminții au dispărut. Care este o afirmație falsă. N-au dispărut semințiile. Semințiile au fost întotdeauna identificate și au rămas la locul lor. Eu vă spun exact din ce seminție mă trag. Dacă vreți. Că lucrurile au rămas scrise. E controlul genetic, da? Este un control genetic care se face nu control de genul acesta intru pe Google. Dacă ți-e nasul mare, dacă ești măsliniu. Este un control făcut de guvernul israelian. Datele, baza de date este strict secretă, astfel încât nimeni să nu pretindă ceea ce nu este. Și așa mai departe. Sunt foarte bine documentate. De exemplu, cea mai pură linie pe care o are poporul israelian acum este linia cohaninilor, este linia de mari preoți. Noi ceilalți suntem mixați. Ei sunt cei mai puri dintre cei mai puri pentru că au fost singurii care Dumnezeu a făcut așa, ca în vremurile finale să poată să aibă preoți. Nici unuia dintre celelalte seminții nu îi se cerea puritate de sânge, doar preoților. Ei trebuiau să fie din leviți. N-aveau voie să se... Evrei în general nu puteau să fie între case, dar lor li s-a cerut un regulament specific, special. Ce am vrut să explic este că este un atac asupra identității, este o teorie a conspirației care spune că noi de fapt ne tragem din zona asta a cazarilor, Kazahstan, zona estului, că sunt oameni foarte influenți, că mișcarea sionistă a fost una... Dacă ar fi să ne tragem, apropo, frate Iacob, păi ne-am trage din România, că aici a pornit mișcarea sionistă. Mm-hmm. Veți vedea multe dintre numele germanice cu esență germanică. De exemplu, străbunii mei, până să se schimbe identitatea ca să se înregistreze în poporul român, a fost Bruckner. Erau nume germanice. De ce? Pentru că nu pentru că erau germani, ci pentru că își luaseră identitatea de acolo, din zona respectivă. Nu există nicio dovadă, nici științifică, nici istorică, nici arheologică, nici culturală, că există vreo conexiune între cazari, Kazahstan, zona asta rusificată, influențele comunismului și așa mai departe și poporul israelian. Sunt doar teorii ale conspirației, dar din nefericire, așa cum bine ați menționat, aderate de mulți, deși sunt demonice prin ele însele, pentru că neagă identitatea unui popor. Riscurile susținerii validității teologiei înlocuirii. Se contestă faptul că Dumnezeu își menține în totalitate promisiunile făcute. Ați amintit deja. Se pune sub semnul întrebării însă și siguranța bisericii în raport cu promisiunile divine care au fost făcute acesteia. Dacă Dumnezeu nu își respectă cu de unde Israelul, știm noi că nu-i capricios și mâine zice nu vă mai vreau. Se atentează la caracterul și persoana ființei supreme, se reinterpretează aproape toate promisiunile făcute a Israelului din Vechiul Testament. Și vom merge într-un episod viitor să vedem că se întâmplă și alte lucruri grave, devierea milioane de creștini de la adevărul biblic și de la datoria față de Israel. Haideți să rămânem doar la acest aspect. Scrie undeva în Biblie că și noi suntem datori față de Israel cu ceva? Păi scrie peste tot în Biblie că suntem datori lui Israel. Mântuirea vine de la iudei, de la evrei. Okay. Un citat, unul singur. Da, dar chiar mai multe. V-aș ruga să reveniți, dar să vă spun ceva interesant. La un moment dat am fost invitat într-o biserică din zona, chiar din zona aceasta, din centrul Transilvaniei, la o încheiere de evangelizare. Și îmi spune păstorul local de acolo, frate Iacob, zice, seara trecută a fost Viorel Candreanu, un pastor regretat care a plecat la Domnul, dar a plecat așa în timpul pandemiei. Zice, a fost Viorel Candreanu și toată seara ne-a vorbit despre Israel. Dar ce avem noi cu Israelul? Și apoi s-a orientat bine la cine? Și în contradicție cu această poziție am vizitat la Tichilești, mă rog, așezământul acela pentru leproși, mulți ani în urmă. Și am fost lăsat acolo să mă ocup de ei într-o capelă unde era o leproșie și să le vorbesc. Mai există, dar sunt foarte puține persoane acum.
și credincioși mai puțin, să le vorbesc ceva. Până vin, eram cu niște musafiri din străinătate, s-au dus să cumpere ce aveau ei nevoie. Și am început eu să le vorbesc tot felul. Când am început să le vorbesc despre Israel, ochi și urechi, unul nu avea urechi, cu urechea cealaltă, am rămas cât de atașați au fost. Le-am și abonat la Știri din Israel și Strigătul de la miezul nopții, cele două reviste, câțiva ani de zile le-am plătit abonamentul, ca până la urmă o soră de acolo, mă rog, mi-a scris, frate, acum am plecat și eu de acolo, nu prea mai sunt, n-are rost, retrageți-vă abonamentul, cedați. Deci ca să vedeți, oameni și oameni, da. Ori Duhul Sfânt care e preocupat de întoarcerea a poporul Israel ca națiune, nu doar ca persoane individuale, n-are cum, dacă te lași călăuzit de Duhul Domnului cu adevărat și în concordanță cu Biblia, să nu îți arate adevărul. Vă rog. M-ați întrebat despre, apropo de replacement theology, teologia înlocuirii și datoria față de Israel. Datoria față de Israel. Ia ascultați un text. Vă rog. Ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut în împietrire, care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor și atunci tot Israelul va fi mântuit. Dacă ar fi biserica aici, cum am zice noi în textul ăsta, o parte din biserică a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor unde? Tot în biserică și atunci toată biserica va fi mântuită. E un nonsens. Am face un fel de salată de cuvinte care nu înseamnă nimic. Ați fost altuiți într-un măslin. Nu voi țineți rădăcina, ci rădăcina vă ține pe voi. Pentru o vreme ei au fost tăiați, ca să fiți altuiți voi, dar aveți grijă. Ca în măslinul cumva, lor. În măslinul lor. Ca nu cumva să fiți tăiați și voi. Sunt lucruri de o complexitate extraordinară pe care sunt surprins că oameni de o inteligență extraordinară de asemenea, oameni de calibru, refuză efectiv să le vadă. Nu înțeleg de ce. Pentru Roman că... 9, trecutul, da. Roman 10, prezentul, Roman 11, viitorul lui Israel. Sunt atât de clare, atât de clar scrise cum vă văd eu pe dumneavoastră aici. Nu înțeleg de ce, repet, oameni de mare calibru cu o inteligență extraordinară refuză să le vadă. Iar la un moment dat, în contextul, nu mai rețin, în Corinteni, cred că undeva scrie, în contextul ajutorării, în cadrul unei foamete în Israel, da. Pavel spune ceva. Ajutați-l pe evrei, ajutați-l pe văduvele. Zice, pentru că noi am beneficiat de binecuvântări spirituale din suntem partea datori. Lor, e de datoria noastră. Am o carte în limba engleză, deci Israel, dilema și datoria noastră. Da. Deci e o datorie, dar este și o dilemă. În încheierea acestui episod, mai avem 3 minute doar, v-aș ruga să spuneți cum anume ne putem implica în binecuvântarea Israelului, în respectarea neamului, a poporului prin care ne-a venit Mântuitorul, ne-a venit Biblia și atâtea alte binecuvântări. Răspunsul este simplu, frate Iacob. Acceptați Biblia așa cum este ea. Credeți-L pe Dumnezeu, pe cuvânt, și nu-i răstălmăciți vorbele. Apoi, puneți la treabă și aplicați. Binecuvântați pe Israel, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și mulțumiți-i lui Dumnezeu că a venit în Israel. Dacă îmi permiteți, închei prin a vă spune, ca să nu strânim gelozia nimănui, Dumnezeu n-a fost iudeu, n-a fost evreu, dar nici creștin. Și n-a fost nici creștin. Foarte ciudat. Când am auzit la conferința aceasta, măi, cum n-a fost creștin? Păi nu putea să fie urmașa lui Hristos. Nu se urma pe sine însuși. El a adus creștinismul pentru noi și pe evrei a selectat pentru că ei au răspuns atunci. În baza aceleiași jertfe, că aici suntem acuzați noi, că noi am propovăduit o mântuire prin etnicitate. Nici nu vorba de așa ceva. Nu se pune problema. Sunt mulți, cei mai mulți vor pieri. Am să vă povestesc cu altă ocazie. Două treimi din Israel vor pieri. Așa scrie în Zaharia. Eu acolo am un mic dubiu dacă acel număr nu cumva s-a împlinit. Dacă neapărat urmează. Pentru că acum s-a creat coaliția aceasta. Iată că China a reușit să unească într-un fel formal. Că legămintele în anumite popoare sunt acolo așa cum rămâne sunt. De discutat, între șiiți și suniți, între Arabia Saudită și Iran, fosta Persie. Și acum Israelul e ca într-un clește acolo.
Dar, mă rog... Rămâne de discutat. Da, da. Sunt multe lucruri. Dar ca să închid și să conchidem discuția noastră, iubiți-l pe Israel, mă gândesc la telespectatorii noștri, pentru că și aveți simpatie și empatie. Pentru că acolo sunt frații tăi voștri, până la urmă, care vor trece prin suferințe foarte mari. Mulțumiți lui Dumnezeu că v-a luat deoparte, din lume, și prin credința adusă prin ei, aveți șansa unei mântuiri frumoase, prospere, în și prin biserică. Rugați-L pe Dumnezeu să le deschidă și lor mintea, să vină la biserică cât mai mult, să fie evrei mesianiți. Pentru că, din nefericire, cei mai mulți, vor trece printr-un necaz cumplit. Teologul Derek Prince, în lucrarea Destinul Israelului și Biserica, apărută la editura Neemia în 1992, la pagina 10, afirmă, citat cu care vom încheia acest episod, repet, mai urmează unul pe aceeași temă, o înțelegere greșită, ignoranța și o deformare aproape nelimitată referitoare la identitatea Israelului a cuprins biserica timp de multe secole. Acest fapt mie mi se pare extraordinar, deoarece afirmațiile Bibliei referitoare la Israel sunt atât de clare. Cu toate acestea, mintea unei mulțimi întregi de creștini pare să se fi întunecat referitor la aplicarea numelui Israel. Originea confuziei referitoare la Israel poate fi găsită deja la primii părinți ai bisericii, care au dezvoltat o doctrină care spune că biserica a înlocuit Israelul în scopurile lui Dumnezeu și că din acest motiv biserica ar trebui să fie numită Nou Israel. O învățătură de acest fel a fost publicată oficial în jurul anului 150 după Hristos de către Justin Martirul și a fost mai târziu adoptată și amplificată de persoane celebre, cum ar fi Irineu, Origen și Augustin. Încheia citatul. De fapt, s-a vorbit despre asta, am vrut să fie o concluzie. Fie, dragi telespectatori, să înțelegem ceea ce e în inima lui Dumnezeu. Și cred că pot încheia printr-o ilustrare. Un tânăr în floarea vârstei a fost lovit în Statele Unite, e o întâmplare reală, de un autoturism. Creștetul i-a fost fărâmat pur și simplu. Medicii au sunat părinții acestui tânăr și au spus... Uite ce s-a întâmplat, nu mai e nicio posibilitate de salvare pentru copilul dumneavoastră, nu ați vrea să acceptați, să semnați ca inima să fie prelevată și dată unui bărbat la 50 ceva de ani care altfel ar fi murit. Și a zis, ba da, s-a făcut transplantul, grefa a reușit. După câteva săptămâni, acest bărbat salvat a vrut să viziteze părinții tânărului accidentat. Părinții au spus, sigur, ne bucurăm. Și până a venit vizitatorul, ei au cumpărat un stetoscop. Ați auzit cumva întrebarea aceasta? Ați auzit-o? Stetoscop, știm cu ce se măsoară cu stetoscopul și când a venit bărbatul acela, a spus, după cuvintele introductive, vă rog frumos, deschideți-vă cămașa, am vrea să ascultăm pentru ultima dată inima fiului nostru bătând în trupul dumneavoastră, în pieptul dumneavoastră. S-a făcut lucrul acesta, au fost lacrimi, a fost recunoștință. Ei bine, noi zicem că Domnul Iisus e în inima noastră și nu avem motive să ne îndoim dacă credem, am fost născuți din nou și avem o relație cu Domnul Iisus. Tatăl Ceresc, care și-a dat fiul la moarte pentru noi, inclusiv pentru Israel ca națiune, aude bătăile inimii fiului lui, a Domnului Iisus Hristos, în inima noastră. Fie să putem răspunde pozitiv la această întrebare. Amen. Mulțumim mult invitatului nostru, pastor Florin Antonie, Biserica Genesis, Londra, Marea Britanie. Vă mulțumim astăzi să-L cunoaștem pe Domnul Iisus, să ne asemănăm cu Domnul Iisus și să spunem și altora despre Domnul Iisus, care, să nu uităm, este Domnul, este Împăratul lui Israel. Amen. Amin. Amen.